Dani a încălcat regulamentul. Ce sancțiune au primit el și Diana? Înainte de a sărbători o lună de relație cu Diana, Dani a strecurat o poză pe sub ușă iubitei sale, gest care e interzis potrivit regulamentului. Tinerii s-au gândit la sancțiunea pe care o vor primi. Dacă noi pățim ceva din cauza lui Dani, eu te omor, i-a spus Hatice Dianei. Te stresezi după, dar până nu afli ce se întâmplă, n-are rost. I-a trimis Dani o poză pe sub ușă și i-a zis că o să-i dea o penalizare și ea se stresează despre ce penalizare va fi, să nu fie la toți, a spus Sabrina. În emisia live de Mireasa de pe 27 martie 2023, Simona Gherghe a dat o sancțiune, dar nu înainte de a face o glumă. Îmi pare rău. Te rog să o îmbrățișezi pe Diana și să părăsești casa Mireasa, a spus Simona Gherghe, în timp ce Dani a făcut câțiva pași. Lacrimile Dianei au țâșnit instantaneu. Prezentatoarea Mireasa a spus că a fost doar o glumă și l-a îndemnat pe Dani să se întoarcă pe canapea lângă iubita lui. Prezentatoarea Mireasa a anunțat și adevărata sancțiune pentru încălcarea de regulament. În următoarea seară, când se vor deschide ușile, Dani și Diana nu vor avea voie să se întâlnească și vor sta fiecare în casa lui. La următoarea dată când se deschid ușile în casa Mireasa, tu o să stai un pic în casa ta. Când aveți activități comune, voi doi o să stați separat. O să vă plictisiți o seară. Nici n-am pedepsit toată casa, dar țineți-vă de reguli, a spus Simona Gherghe. Dani și Diana și-au șters lacrimile și s-au îmbrățișat.